părere aveți voi de tradiția asta, însă mie niciodată nu mi-au plăcut oamenii care mergeau cu capra. Nu știu, mi-am fost speriată de obiceiul ăsta. Încă nu-i văd pe geam, dar se aud. Bună, oameni dragi! Ziua de azi am început-o cam pe încetinitor, așa, pentru că îmi propusesem să mă trezesc de vreme, să mă pun, să citesc, să învăț, să scot idei principale, să whatever, și m-am apucat de citit de-abia de la ora 11. Da. Dar între timp am primit o veste bună, o veste pe care acum pot să o împărtășesc cu voi. După cum vă ziceam acum ceva timp, aveam niște vești de împărtășit cu voi, două mai exact. De fapt, ar fi trei, dar una dintre ele încă nu o să vă spun. Însemnând că am decis împreună cu mama, însemnând că am decis să punem un pachet la Timișoara pentru Diana și Mihai de la Capra Without Filter. Sunt niște oameni foarte dragi nouă care ne fac zile mult mai bune, ne dau o stare de bine, mereu râd când mă uit la clipurile lor, mă amuză foarte tare Mihai și Diana este o super fată, mereu vorbesc cu ea, ne dăm sfaturi una alteia, apelăm cu mare drag una la alta și am zis că vreau să fac o bucurie de Crăciun. Așa că atunci când am fost eu la cumpărături și vă ziceam că am fost la cumpărături și nu mi-am luat nimic, ei bine, unul dintre pachetele era pentru ea, pentru că am mai pus și la alte persoane. Și pachetul ei a ajuns azi, adică urmează să-l ia, de-abia aștept. Iar vineri am aflat că și ea vrea să-mi pună mie un pachet. Voia să îmi facă o și mai mare surpriză, însemnând că nu avea de gând să-mi spună și să mă trezesc direct cu pachetul acasă. Însă, din cauza sorții, a poștei, a spuneți cum vreți, mi-a cerut adresa și a zis că, uite, și eu voiam să-ți fac ție o surpriză, dar nu s-a mai putut, așa că se dau adresa. I-am dat-o și azi trebuie să vină și pachetul meu și o să vină și al ei și de-abia aștept. Înseamnă că mâine, adică pentru voi azi când vedeți, o să fie un clip și în care deschid eu pachet de la ea și în care deschid ei pachet de la mine. De-abia aștept. Da. Și mi-am ocupat timpul cu citit, m-am apucat să citesc la una dintre materii. Iar acum este ceasul 12 și ceva și deja mă cam ia foamea, așa că o să vorbesc cu șeful bucătar să vedem dacă e gata mâncărica. Avem aici o supă de găluște, Doamne ce bine arată! Oh my god! Dar ce avem noi aici? Cum ar zice Diana, a venit în sfârșit pachetul, mult așteptat, deci nu vă dați seama, l-am așteptat azi, Doamne, deci tot așteptam, știam că mie curierul ăsta de la Cargo să vine cam pe la 1-2 și acum e ceasul 3:30 și deja mă puneam să-i scriu Dianei că băi, nici acum n-a venit pachetul și fix când m-am pus să-i scriu am primit apel de la curier cum că vine să-mi aducă ceva și a venit! Cred că v-am spus azi în începutul clipului cine este Diana și dacă nu urmăriți pe ea și pe Mihai, nu știu pe ce planetă stați, pentru că nu știu, oamenii ăștia îmi fac ziua mai bună în fiecare zi și când mă uit la ei, nu știu, mă încarc așa cu energie pozitivă și eu și mama și sunt niște oameni pe care vi recomand din tot sufletul să-i urmăriți și voi și nu găsesc caterul. Diana mi-a dat instrucțiuni clare să încep cu scrisorica, deci este și o scrisorică înăuntru și se pare că am deschis pe partea care trebuie, pentru că văd deja scrisorica. Oh, ce drăguț e înăuntru! Uitați-vă și voi, oh my god! Vai, cât de frumos! Deci eu n-am făcut așa de frumos. Citește-mă pe mine prima dată, păstrează doar pentru tine. Ah, ok, ok. Vai, dar cât de frumoasă e și ce scris frumos are Diana, oh my god, deci eu am un scris groaznic. Ok, deci tocmai ce am terminat de citit scrisoarea, a fost... N-am cuvinte, am citit-o altă de mama mea și sunt... Ne-am emoționat amândouă, ce să mai...
foarte frumos, mulțumim mult și toate gândurile bune să merg și spre voi din partea noastră. Ok, hai să vedem. Uitați și voi cât de frumos le-am pachetat. Deci, eu am scos așa pentru că parcă mi-e milă. Acum trebuie să rup. Vai! Deci și eu m-am gândit să trimit ție. Vai! Ce frumoase sunt! Și eu m-am gândit să-ți trimit ție. Am căutat cu mama, crede-mă că am căutat, dar nu găseam genul ăsta. Deci, hai să vedem. Pe care să o pun prima? Să pun pe asta? Nu știu cum stă părul. Așa? Gen? Vai, ce frumos îmi stă! Vai, zici că sunt o rusoaică, nu? Ha? Ha? Oh my god! Hai să pun și pe asta altă. Ca așa parcă am văzut la ea că le poartă. Ce tare, mulțumesc mult și îmi pare rău că nu am găsit și eu să spun ție. Avem aici ceva dulce și pentru tati. Oh, delicadore. Dar îți dai seama că o să mă bag și eu cu mama în ele, că se împarte tot în această familie. Și mai e o scrisoare? De ce sunt două scrisori? Sau nu asta e scrisoarea care trebuie? A! Aici e o felicitare! O, ce drăguț! Uitați-vă și voi, oh my god! Ce frumoasă e! O, mulțumesc mult! Sărbători cu bine și vouă! Hai să vedem! Wow! Dar ce este aici? Că nu-mi dau seama. E ceva greu. Mi-e și frică să-l agit, să nu cumva să fac vreo tâmpenie. Încă nu, încă nu realizez ce e. Ok, stai să găsesc. Doamne, oh my god! Deci în caz că nu înțelegeți gluma, pentru că e o glumă. Nu cred! Ce nebunate sunteți! Oh my god! Deci am avut un moment de râs cu mama pentru că am descoperit că pe spate există așa ceva. Deci n-ai cum așa ceva. Deci asta este a mamei mele, cea mai mare, cea mai mamă de vlogger. Doamne! Ei au o chestie, a rămas chestia asta cu vlogger pentru că odată erau la mall parcă și sau erau la cumpărături și Mihai se filma sau o chestie genul ăsta și cineva a zis vlogger sau ceva de genul ăsta și de atunci a rămas gluma asta și oh my god, ce drăguțe sunt! O să le adăugăm la colecția asta de căni, dar leșini, arăstea urât de porc sau what the fuck? Super! Super tare, am citit acolo că a fost ideea lui Mihai, așa că mulțumesc mult, Mihai, chiar se pricepe și Diana sunt superbe astea, deci de-abia aștept să le port și să fac niște poze cu ele, oh my god! Mulțumim din suflet, este, după cum spuneai și tu, e foarte frumos faptul că YouTube-ul reușește să ne aducă, nu știu, să ne creeze, să ne ajută să legăm conexiuni, parcă am și uitat să vorbesc, ne ajută să creăm conexiuni prietenii cu oameni cu care nu ne-am văzut niciodată și cu care probabil nu am fi intrat în
în conexiune dacă nu exista YouTube-ul și mă bucur foarte mult că am reușit să vorbim și să comunicăm și să legăm prietenia asta frumoasă, chiar dacă nu ne-am văzut. Îmi doresc din suflet să ajung în Timișoara într-o zi și să vă cunosc, să mergem să mâncăm gogoși acolo unde ați mers cu Roxana. Am și uitat, deci de emoții am și uitat, cu Roxana, și să râdem, să facem glume așa cum știm noi, pentru că avem și eu și tu și Mihai avem un simț al umorului foarte dezvoltat și sunt foarte fericită și recunoscătoare pentru tot ce mi-ați trimis și pentru gestul vostru și mereu mă mișcă gesturile de genul ăsta pentru că știu că sunt făcute din inimă. Acum o să vă las pentru că urmează să plec, am de rezolvat niște treburi prin oraș, dar cu mesajele astea m-ai rupt în două. Acum o să intru pe Instagram ca să-ți spun părerea mea și o să vezi și acum când vezi clipul, parcă nu mai știu să vorbesc. Gata, s-a terminat. Ok, hai că închid. Tocmai ce am revenit de la cumpărături am mai fost să mai căutăm câteva cadouri și am fost un pic primul și, Doamne, nu vreți să vă imaginați ce era în mall. Chiar stăteam și mă gândeam că dacă mall-ul nostru, care este micuț față de mall-ul mai mari, cum sunt la București sau așa, dacă ăsta este atât de mic și atât de plin, nu vreau să mă imaginez cum e în București, Constanța, Timișoara sau alte orașe mari. Da, mă uitam să văd dacă sunt murdară. Am fost la cumpărături și am vorbit pe drum cu Diana și mi-a spus că nu a fost deloc intenționată faza cu spatele cănilor. Nu a știut că pe spatele cănilor sunt acele imagini și a cerut o grămadă de scuze, dar chiar am zis că nouă ni se pare și mai amuzant și ne plac și mai mult pentru că, nu știu, s-a nimerit și e foarte ciudat și foarte funny. Și acum am venit acasă, am intrat un pic prin Carrefour, nu mi-am luat nimic, mi-am luat niște pufuleți de ăștia, de când îi caut, pufuleți săltăreți, abia aștept să mănânc și în seara asta o să mănânc cartofi prăjiți. Dacă ieri am mâncat cartofi copți, acum o să mănânc cartofi prăjiți pentru că gata, nu mai țin regim, deja am ținut destul și e foarte greu, având în vedere că acum am o relație destul de bună cu mâncarea și sunt îngălită prea mult, așa că am zis că gata, nu mai. Mă simt foarte bine, mi-am recăpătat puterile și vreau cartofi prăjiți. Dar vreau să vă spun că cartofii copți de ieri au fost divini. Mi-a pus mama niște parmezan pe deasupra. Doamne, deci am mâncat atât de super. Deși eu nu eram mare fan acestui tip de cartofi, adică nu-mi plăceau. Când eram mică știu că mereu îmi făcea mama aia și niciodată nu-mi plăcea, mi se părea iac. Dar acum îmi plac și i-am pus pe Instagram și am primit foarte multe aprecieri. Bine, nu i-am făcut eu, i-a făcut mama, dar au primit foarte multe aprecieri și multe a zis că o să faceți. Și mă gândeam acum să închei vlogul de azi pentru că este deja aproape 7, vreau și o să mă pun să mă schimb, să mănânc și na, mai văd un film ceva poate. Am terminat serialul acela Micuțele Balerine, mi-a plăcut foarte mult și vi-l mega recomand. Și cam asta este cu acest clip. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Vă mulțumesc pentru comentarii. Am primit comentarii foarte frumoase și la videoclipul trecut. Accept și comentariile constructive. Știu că sunt enervantă când pronunț de prea multe ori anumite cuvinte. Am niște ticuri verbale de care încerc să scap, dar trebuie să mă înțelegeți și pe mine că nu este ușor. Pentru că eu nu mi-am construit aceste ticuri verbale datorită YouTube-ului în 3 ani și să distrugi ce ai construit în 3 ani într-o singură zi e cam greu, așa că trebuie să aveți un pic de răbdare cu mine, încerc să-mi dau silința pe cât posibil, dar cam asta este cu clipul, vreau să fac și minutul de recunoștință. În primul rând sunt recunoscătoare pentru cadoul minunat pe care l-am primit și, cum să zic eu, indiferent de ce alegea Diana și cu Mihai să-mi pună, gestul lor m-a măgulit și pe mine și pe părinții mei.
Pe locul 2, adică pe locul 2, numărul 2 ar fi pentru faptul că în sfârșit am băut și-o puțin suc, mi era atât de poftă, dar nu. A luat al de mama niște suc capi și mi-a readus niște amintiri foarte frumoase din vacanță. Așa, iar pe locul 3 ar fi faptul că am reușit să cumpărăm ceva foarte drăguț pentru cadouri, pentru cadou, mă bâlbâi, nu știu ce se întâmplă, și cam atât. Asta a fost clipul, dacă v-a plăcut aștept să dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, iar noi ne revedem mâine cu un nou clip. V-am pat, pam!